Bun, am revenit în direct alături de mine, așa cum v-am obișnuit. Marțea mai vin aceste trei superbități la noi la emisiune. Iată-le la pupitru, păcat. Rux, poți să te ridici totul să faci așa o prezentare? Sigur, Măruță. Te rog frumos, ca să nu înțeleagă lumea că practic sunteți frumoase și v-am pus repede după barul ăsta. Rux și opulență, chiar așa o găsiți pe Instagram, care în ultima perioadă nu știu unde a fost. Pentru că asta este designer, așa se poartă la designer, n-ai văzut mai nou, Măruță? Iartă-mă pe mine, te rog frumos. Toate iubitele de rapper și de oameni faimoși poartă ștrampii ca și pantaloni. Și tu ești, ai un rapper iubit sau un rapper? Nu, dar vreau să trag. Ah, ok, perfect. Ideea e felul următor, te-am văzut în ultima perioadă, deci tu unde ai fost în ultima perioadă? Am fost în Grecia și la mare la noi. Ok, perfect. Deci ea este oameni buni, Rux și opulență. Sirena. Sirena. Deci tu pe sub cămașa aia mai e ceva? Nu, dresurile. Eu am vrut să vin cu cămașa mai sus, dar nu e ora. Deci dacă era emisiunea mai așa... Ioana Ginghină, oameni buni, care totuși respectă dress code-ul emisiunii noastre și anume îmbrăcată ca la mănăstire, iată. Hai că uite și eu aici și un picior mai jos, uitați-vă sub... Exact, și trebuie să avem și un îngeraj la emisiune, iată pe Alice. Cu perle exact cum mi s-a recomandat. Ce faceți, fetelor? Cum sunteți? Bine, uite, nu ne-am văzut săptămâna trecută, ne era dor. Ne-a fost dor de mine, adică v-ați gândit, bă, ce-o fie acolo, ce face Măruță, tot, a? Da. În seara asta avem iarăși meci la ProTV, joacă Spania cu Franța și vreau să vă întreb, vă pricepeți, dați vreun pronostic sau? Nu, dar din principiu o să țin cu Franța. Eu țin cu Spania. Ia din principiu, pentru că a stat foarte mult în Franța. Bun, ideea e că e prima semifinală în seara asta la ProTV, dar nu despre asta ne-am adunat să vorbim. Și noi comentăm când veniți voi tot felul de știri. Nu știu dacă ați văzut povestea asta cu cea mai tânără bunică din România. Băi nene, înfiorător, 23 de ani. Bunică la 23 de ani. Ideea e în felul următor. La 12 ani a devenit mamă, iar fiica ei la 11 ani a devenit la rândul ei iarăși mamă. Și protecția copilului nu se autosesizează în cazurile astea, mă întreb și eu. Păi, cu siguranță se autosesizează, dar nu s-o fi aflat, nu se știa, nu știu, habar n-am, s-a întâmplat, adică știi? Și medical, vorbim, nu știu, medicii ar trebui să se sesizeze. Asta e problema, că de fapt asta e problema, că nu e singurul caz și că se sunt întâmplă... Sunt foarte multe fete însărcinate la 12 și la 14 ani. Și voi sunteți... Nu suntem însărcinate. Dar mă gândesc cum mame, e posibil, adică în sensul în care fetele astea, mă gândesc că ar avea riscul să și moară, nu la o astfel de naștere. Și medicii ar trebui în momentul ăla să cheme protecția copilului, când ai sesizat că ai acolo pe masa de operație un copilaș. Păi da, probabil ele ajung la medic când e mai târziu, foarte târziu să oprească sarcina sau pur și simplu... Nu, dar nu, da, nu în sensul să oprească sarcina, în sensul în care să o ia în custodie din momentul respectiv, că e un minor care tocmai a născut, adică... Un copil care a făcut un copil. Asta un copil care și cine e copilului meu? Tatăl, că eu bănuiesc că aceste copile nu au rămas din greșeală, adică că sunt într-un cuplu cu cineva, le-au trimis la măritața, le-au trimis la... Eu bănuiesc că și aia sunt tot copii. Nu, eu nu cred că sunt copii. Nu cred că sunt așa de copii, adică nu cred că au... Adică, mă rog, mă gândesc că tot niște adolescenți... Mi s-ar părea cu atât mai grav dacă ar fi oameni, dacă ar fi adulți ideea în toată firea. Ideea e că sunt multe date care sunt păstrate și sub confidențialitate, dar ideea este în felul următor. Iată, cea mai tânără bunică e în România, 23 de ani. Practic, ea la 12 ani a devenit, știu că au zis în chestia asta, la 12 ani a devenit mamă și copilul a făcut la 11 ani, a devenit... Eu sunt doar mătușă. Eu adică e vorba de asta de educație, știi, și șefa Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Valeria Herdea, spunea că e foarte important ca să se vorbească în familie despre toate lucrurile astea. Știi, despre chestia, uite, aici e cu educația sexuală. Știi că de multe ori oamenii zic, domnule, educația sexuală, că vreți să fie să învățați pe copii cum să facă sex, dar nu e despre asta. Păi nu e despre asta, dar ideea e că tot, când se promovează asta cu educația sexuală, se promovează cumva tot la școală, adică copiii ăștia nu cred că ajung la școală. Asta e chestia. Asta mă întreb, la școală, mă gândesc că profesorii ar trebui, adică detectez că un copil e însărcinat, mai ales în ultimele luni. Am avut și noi cazuri, mi-amintesc că se întâmpla o dată în școală o fată sau două, erau în clasa 12-a și tot ni se părea ieșit din comun. Dar un copilaj asta are vârsta fetiței mele, adică ar trebui să fie undeva în clasa 5-a, nu? Nu să treacă în clasa 5-a, toată clasa 4-a. Și cum vi se par chestiile astea? Cum băi, înfiorător, nu știu ce să zic, blocată. Adică să nu se mai întâmple, știi? Păi din punctul meu de vedere... Eu i-aș mamă din familie copiii ăștia. Lasă că ei, că deja e gravidă. Din punctul meu de vedere ar trebui efectiv să existe niște ONG-uri care să se ducă din casă în casă. Eu am fost asta în Africa. Dar care se duc din casă în casă, și se duc să vorbească cu părinții și cu fetele care să le spună că au opțiune.
opțiuni, pentru că lor, ele sunt educate că vezi că n-ai opțiuni, tu trebuie să te măriți sau să-ți găsești iubit acum la vârsta asta și să ele nu ajung să aibă servici, să, ele nu merg la școală, adică sunt sigură că în zonele respective există și abandon al școlii și da. În Africa există ONG-uri. Bine, de la, este și la noi până la ONG-uri, în casă, în casă. Copilului, până la ONG-uri, fetele alea locuiesc cel mai probabil în zona rurală, mai la un sat, unde da. Oamenii se cunosc între ei, unde există un primar, unde se află, adică cumva nu e un singur caz, exact cum a spus și păi voi, da, sunt foarte multe cazuri și cineva închide ochii în situația asta, niște... Nu știu dacă închide cineva ochii, nu știu dacă sunt suficienți oameni care pot să se ocupe de lucrurile astea, nu știu exact cum mai, știi cum e, în țările nordice ăștia au nebunit și-ți ia copilul pentru că nu i-ai dat telefon și spune la școală că e maltratat. În țara noastră, la 11 ani, are copil și protecția copilului unde e? Știi ce se întâmplă? Am sunat că și în București sunt foarte mulți care cerșesc și o zic scurt. Foarte mulți copilași care sunt trimiți la cerșit și eu sunt, știi, genul care sună? Da. Am sunat la protecția copilului și îmi spune, doamnă, unde? Dau toate detaliile, povestesc unei copilul, etc. Și îmi zice la un moment dat, când a văzut că sună a treia oară, copilul încă era pe acolo, doamnă, știți care e problema? Legislația, vorbiți despre asta, zice. Pentru că legislația ne spune felul următor. Noi ne ducem la fața locului să ridicăm copilul care este abuzat și trimis la cerșit. Dar n-avem voie să-l atingem până nu ajunge poliția și de poliția este cea care poate să zică, domne, ok, copilul e abuzat, trebuie să ridic. Ei când vă patrula de poliție, apar părinții. Când apar părinții, se duc la secție, li se dă amendă, n-au locuință, n-au nimic pe numele lor, nu plătesc și apoi nu-i mai găsesc. Și dacă câștigi în instanță, ei au dispărut undeva cu copiii și este un cerc vicios. De asta spun că nu se autosesizează cei care ar putea să facă o schimbare. Ei sunt ocupați să strângă voturi. Lăsând și asta la o parte, noi în Europa suntem pe primul loc la sarcini de minori. Suntem adică și pe primul loc la trafic de persoane. Bă, e trist dar, din toate punctele de vedere. Știu că maică-sa acolo zicea că mi-a plăcut alt viitor pentru ea, Dana. Dana ce? Adică și maică-sa a fost fix ca aia. Dacă te interesezi, tot la 12 ani a făcut-o și maică-sa. Da, cred că e din generație în generație. Păi adică asta, pentru că asta li se spune, că n-au o opțiune. Tu trebuie să-ți găsești un soț rapid, ca să... Acuzați-mă că ele, cred că la 18 bătrâne, cine le mai vrea? Băi, nu, mă doare inima. E trist și e înfiorător. Oricum, așteptăm mesaje de la oamenii care se uită la emisiunea noastră despre tot felul de subiecte pe care ar vrea să le discutăm, să le abordăm. Le mai trimitem și noi între noi la echipă și vedem, poate mulți oameni mai ajung aici. Și le mai spunem oamenilor să mai aibă și spirit civic. Dacă constați astfel de cazuri de abuz, nu te gândi, vine peste mine, face rău taxul ăsta, că de asta noi ne temem toți de ograda noastră, cum ar veni, și nimeni nu se sesizează poliția. Știați că puteți să sunați și aveți protecția anonimatului. Mișcați-vă și mai dați și voi câte un semnal. Mesaje faci. Uite, la spitale se întâmplă foarte multe astfel de sarcini. Sunt multe. Cum adică la spitale? Adică sunt multe nașteri de la persoane mai mici. Eu știu ce cred? Eu cred că foarte multe din fetele astea și decedează în urma nașterilor. Sunt mamă de poate și mai agroază când văd astfel de lucruri. Da, 100%. Hai să schimbăm subiectul. Din păcate, e un semnal de alarmă pe care îl tragem și noi și e un semnal de alarmă poate către autorități, către dumneavoastră, dacă vedeți în jurul dumneavoastră astfel de lucruri în regulă, să încercați să... Și trageți un semnal de alarmă, să nu lăsați capul jos, nu? Să încetăm cu tradițiile astea stupide, că totuși trebuie să creștem, să fim la anumită vârstă fiziologic, să fim apte să facem asta, adică, da. Nu știu. Nu știu dacă ați observat, fetelor, dar apar din ce în ce mai mult vacanțele fără parteneri. Din ce în ce mai mulți parteneri de viață aleg să-și pună relația pe pauză pentru câteva zile, astfel că optează pentru vacanțe în care să plece cu prietenii fără parteneri. Ce ziceți de acest lucru? Când plecăm în vacanță, cât timp alocăm pozelor, voi ce ziceți? E bună treaba asta? Adică, dragă, am stat un an împreună, nu mai mergem și vacanță împreună. Eu mă duc cu prietenii mei. Păi nu mergem și în vacanță împreună. Dar ți-e și un respiro. Dar nu vacanță, city break. Adică nu o să pleacă 10 zile la Grecia. Adică știi că vine concediu, jumate vrei să-l faci cu prietenii, că oricum ai stat cu nevasta sau cu soțul tot anul aproape și te duci fără el. Dar noi avem în plan asta. Uite, Corneliu pleacă în câteva săptămâni, pleacă doar cu băieții. Câteva săptămâni? În delta, cu caiacele. Au o aventură din asta superbă,
cu dormit la cort, cu lunar, cu pescuit. Da, 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 și sunt toți prieteni de familie, adică noi ne cunoaștem soțiile între noi. Doar băieții? Și merge și frate meu, nu te neliniști. Mă rog, eu trimit și oamenii mei. Nu, am o încredere deplină în Corneliu și băieții sunt minunați. Sunt un grup de prieteni, niște bărbați pe care îți dorești cumva și familiile astea sunt chiar foarte... Și tu, cu fetele, plecați voi undeva? Măi, chiar toate nu, pentru că ei s-au strâns, sunt unii din Brașov, sunt... dar cu câteva dintre fete mai plecăm, mai mergem la mare sau la munte. Da. Perfect. Da. Tu, Ioana, ce zici de treaba asta? Măi, sunt pentru, dar ți-am zis, nu vacanță. Așa, mai pleci nu, de joi până duminică. Exact, așa adică pleacă nu și pleci un... o vacanță întreagă. Că abia ce-am fost și eu în Malta cu prietene. Nu, am zis câteva zile, am zis tot așa, e de vineri până duminică. Sau da, ai zis câteva săptămâni pleacă. Nu, femeia, ai zis că pleacă câteva săptămâni. Și eu m-am speriat. Am zis pleacă în câteva săptămâni. După emisiune, să zic să vorbești cu cineva înainte. În fine. Deci, Ioana, tu ești de acord? Și, dragi telespectatorilor, sunteți de acord cu treaba asta? Adică, haideți să mai faceți și vacanțe separat. Ioana, deci tu, cum ai zis? Eu am fost în Malta cu o prietenă acum, cât? O lună și un pic. Deci, normal că-s de acord, că nu o să zic numai eu. Deci, de acord și... să meargă și el? Da, asta spun, că da, și de acord. Deocamdată nu s-a pus probleme. Păi și dacă afli că se duce acolo și cine știe... Dar ce suntem noi cătă polițiști? Păi, adică dacă face... vrea să rămână acolo... Dacă da, face treaba asta, înseamnă că atâta poate. Bine, și la revedere. Bine, înghite scandalul de rigoare, că nu poți să scape așa oricum. A dat cineva un mesaj la reporterul de știri de mai devreme, domnul Ionuț, și a zis: îmi place maxim cum invitații noastre promovează democrația africană. Rușine. A, că am zis eu... Democrația africană? Dar nu era democrație. Da. Și eu ONG-urile erau... alea oricum, cred că erau niște ONG-uri din altă țară. Adică niște ONG-uri se duc. A mai dat cineva mesaj și a zis: bine că vorbești, Măruță, subiectul ăsta cu Rux, care uite cum a venit ea îmbrăcată la emisiune. Eu între timp n-am rămas gravid de la 11 ani. Și uite cum umblă. Și sunt la televizor. Mi-a citit și toate mesajele, nu? Dar asta cu democrația africană, adică un om care se duce să ajute niște femei și niște copii să nu fie abuzați, este un lucru rău. Da. Domnul Ionuț, vă pupăm și doamne ajută la toată lumea. Nu, dar n-am înțeles, domnul Ionuț, las că explicăm. Nu, dar ce modem poți un mesaj să fii tu pentru adolescente când vii așa îmbrăcat de la emisiune? Dar eu nu sunt modem pentru adolescente. Eu spun, îți citesc mesajul. Adolescentele ascultă doar ce vorbești și ce scriu în două cărți. Atât. Da. Mm. Bun, deci cu vacanțele, Rux, tu ce părere ai, ca să zici și tu despre asta? Mi se pare cel mai sănătos lucru, Măruț, adică cumva ai nevoie de pauza asta și normal că doar nu sunteți dependenți în cuplu, nu? De exemplu, uite, am prietene care îmi zic, le zic, hai să mergem două zile până nu știu unde. A, dar al meu nu vrea. Sau alta îmi zice, visul meu e să mă duc până în Albania. Și zic, hai să mergem. A, nu, că al meu nu vrea. Și zic, dar ce, ești dependentă de el, ești legată, umbilical? Hai să mergem două, trei zile și ne întoarcem. Nu. Nu vor, pentru că sunt legate dependențe. Pentru că probabil oamenii se gândesc, domne, dacă tot avem o relație, haideți să o petrecem împreună, adică te mai duci tu separată cu prietena Măruță, tale. Tu... Și cred că intervine și gelozia și... Cred că asta e, pentru că în mod normal e sănătos să faci treaba asta. Așa arată că aveți încredere, arată că sunteți un cuplu echilibrat. El n-a avut prieteni și înainte să se căsătorească sau înainte să fie într-o relație. Tu n-ai avut prieteni, nu mergeați în vacanță. Și nu zic acum, exact cum a spus și fetele, nu mergi săptămâni, dar două, trei zile te duci. Și ce să caut eu acum în delta cu ei să, să fiu atacată de toți țânțarii trei zile la rând? Contează, uite, dacă era să zicem, să meargă la meci sau așa, ce să cauți acolo? Că nu-i place, știi? Da. Și atunci femeii... Dacă vor băieții, stai că noi ești noi de joi până duminică în Amsterdam, de exemplu. Da. Nu. A, Amsterdam. Mă, Măruț, dar tu n-ai ce la meci, nu? Nu, nu, și experiențele astea e bine să fie cât de cât locale, cât de cât pitorești, cât de cât... Adică suntem de acord totuși cu vacanțele astea separate, dar totuși să o hotărâm noi unde. Dar vezi că și în Austria e la fel ca în Amsterdam și în mai multe locuri e așa și că, na. Nu, 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 așa. Deci vine soțul și zice în felul următor. Nu zice, al meu nu zice, da. Zice. Vreau să mă duc și eu cu băieții de joi, iubire, ne întoarcem luni. Deci știi ce s-a întâmplat cu Corneliu? Zi. Eu l-am trimis, că el nu voia să meargă. Aoleu. Eu am genul ăla de stai mă, că au nici un an de căsnicie. Du-te și când te întorci. Adică, adică așa e la început? Așa e la început. Nu? Că și la mine, nu-i departe, dar nu înseamnă că... că n-o să fie. Dar la un moment dat și eu mă aștept să zic că mă duc, iubire, că nu mai pot. Și dacă vine și ce iubire, vreau să mă duc și eu cu băieții la Amsterdam, de joi până duminică, ce zici? Nu zic că nu. Dacă se dacă zici da, nu? Să facă. Da, zici da. Dacă nu, nu, zic da. Dacă merge zic să pună agresie, dar mă duc eu și eu după să-și ajute vreun prieten cu pachetul. Păi nu, mă, că nu o să zic că agresie, da. Eu o să zic eu, dar zic că mă duc și eu după aia cu o prieten. Tot în Amsterdam. Nu, nu.
Nu, că nu suntem... Deci, cum e chestia asta. Deci voi sunteți aici la televizor. Da, este normal ca soțul meu să bagă și cu prietenii. E normal să ne nu-ți fucă. Păi și pleacă mai în altă parte. Păi stai mă un pic, că și eu am zis că merge cu fetele aici, la munte, aici, la mare. Nu mă iau și mă duc singură cu ele prin Bali. Păi nu, dar vreți să vă duceți, de exemplu, la Paris împreună. Da, dar el știe ce facem noi la Paris. De obicei, singurul motiv pentru care s-ar împotrivi ar fi că știe clar că acolo cheltuim bani. Cineva, vacanțele între prieteni nu trebuie să fie mereu doar fete și băieți. Pot fi fete cu băieți și băieți cu băieți. Exact. Uite, nu, uite. Contează cu ce băieți și contează cu ce fete. Nu, că și tu trebuie să cunoști oamenii. A zis cineva, Măruță, explică-le fetelor că vacanțele împreună cu cei dragi sunt cele mai frumoase, iar dacă aveți o relație, nu mi se pare cea mai, nu mi se pare potrivit să te mai duci cu alți prieteni sau prietene în vacanță. Suntem de acord că sunt cele mai faine, dar nu le exclud pe celelalte. Dar explică-ne, Cătălin, că nu, să ne explici. Deci fii atent. Eu vă spun, de exemplu, uite, mie îmi place să stau la plajă și am fost asta iarnă în Thailanda și știam că al meu nu o să stea și o să stea numai pe laptop și face acolo crize. Și mi-a mai luat și o prietenă cu mine. Și am stat numai cu ea. Acum s-a prins și mă întreabă: auzi, dacă mergem acum în Grecia, nu-și mai ești și tu o prietenă să nu mă bași pe mine la cap? Că el stă acolo pe laptop și... Și am luat-o pe soră mea acum. Da. Deci, a dat cineva mesaj. Băi, Măruță, vă salut din Spania. Eu zic să le spui la fetele acestea următorul lucru. Sunt căsătorită de 38 de ani și nu am plecat niciodată separat de soț. Nu m-aș simți bine fără el. Asta e când iubești cu adevărat. Dar nu are legătură, este că nu iubești așa. Așa. Ce zic oameni. Eu știu ce zic oameni. Carino, Carina. Într-o societate de azi poți să faci și chestia asta. Adică e normal să faci și chestia asta. Mă duc două zile cu fetele, mă duc două zile cu băieții. Un cuplu nu înseamnă, v-am spus, dependența unul de altul și nu mi-aș da, uite, de exemplu, ce se întâmplă... E o Ana Maria care vrea să meargă în vacanță cu voi, uite. Super, hey, o primim. Știi ce vreau să zic? Ce se întâmplă, de exemplu, când pleacă, uite, soțul să-și ajute părinții, se duce ca au nevoie să facă nu știu ce și stau în cealaltă parte a țării. Adică și atunci te duci tot împreună cu el, că așa e frumos mereu. Și atunci te despărțiți, e un alt fel de context, dar dacă se duce să relaxeze un pic la pescuit, doamnă dragă, să duce la pescuit, ce să facem la pescuit cu el 3 zile, în dubă. Stai măi, stai puțin, lasă doamna în pace, că doamna e ca mama mea. Adică, în sensul, că trebuie să înțelegem că sunt diferite. Adică nici mama nu s-ar duce nici fără tata, nicăieri, că așa au fost nu e adevărat, mama a venit cu mine la mare în vacanță, numai noi și cu Sara. Fetelor, poate era bine să vorbim doar un subiect astăzi, că uite, se încinsese atmosfera. Da, las că ne pregătim săptămâna viitoare să stăm mai mult de povești. Eu vă mulțumesc foarte mult, dar mă așteaptă doamna Bilic. Bate la ușa acum să intre în direct. Doamnă, doamna Mihaela, numărați până la 10 și dumneavoastră sunteți aici. Fiți atenți. 10, 9, 8.